Bun găsit! Pe 19 iunie s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale a absolvenților de clasa 8 -a, la limba și literatura română. Au fost prezenți 6.318 candidați în județul Suceava și niciunul nu a fost eliminat. Următoarea probă scrisă la matematică va avea loc miercuri 21 iunie. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 28 iunie până în ora 14 în centrele de examen. Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen cât și pe internet, respectându-se regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaților pe bază de de primire la prima probă susținută. Rezultatele finale vor fi afișate marți 4 iulie.